De câte ori? Ce dor vă aduce acasă, aici la margine de Mărgioară? Ce mă aduce? Mă aduce dorul de casă. Eu vreau să vă mărturisesc, dar și să vă spun o durere a mea, că dacă generația mea, dar eu sunt generația 60-istă, am mai avut și mai are încă cei care mai rămas dor de casă, astăzi în Moldova Basarabiană și în România tot, nu mai există acest dor. Este marea mea durere, pentru că dorul a fost avutul nostru național. Astăzi își părăsesc casa. În satul ăsta al meu de Baștină au rămas numai copii și bătrâni. Mamele au plecat să aibă grijă de alți copii, de alți părinți, de alți bunici. Și iată, eu nu pot înțelege. Mărturisesc că mă chinui noaptea. Ce fel de Ileana Cosânzeană? Noi în povești, visam. Ileana Cosânzeană, fă frumos. Am o Ileana Cosânzeană. Eu vă rog, uneori mă duce gura înainte. Eu nu pot crede că a devenit târfă. Dar a devenit, pentru că ce mamă își mai părăsește copiii să ducă să aibă grijă de alți copii în Italia, în Spania. Noi suntem oameni sau nu suntem? Asta mă interesează și mă doare. Și nu înțeleg, ne vom reveni noi vreodată? Pentru că dacă nu revenim, degeaba am trăit. Nu va rămâne nimic nici din poezia mea, nici din parlamentul ăsta care adoptă legi antinaționale. Iată, soția îmi face din mână. Hai. Un pic. Ce înseamnă Nistru? Ce rol a avut Nistru în copilăria dumneavoastră? Nistrul este, a fost și rămâne Dunărea mea, rămâne Volga mea, rămâne Nilul meu, rămâne vadul memoriei, vadul istoriei noastre naționale. În istoria României, noi se cuvine să spunem lucrurile astea. În istoria României, Nistru este mare, nu Prut și nu Dunăre și nu alte râuri. Nistru a fost râul de hotar. Eminescu nu întâmplător începe doina lui de la Nistru până la... Și tot Eminescu numește Nistru râul cel sfânt. Râul cel sfânt parcă ar crește din pământ. Înainte creștea din pământ, într-adevăr, azi nu mai crește, pentru că nu mai este râul casei părintești, din păcate. Este tulbure, curge la vale. A fost distrus. Puterea sovietică ne-a tuns chelug, ne-a deznaționalizat totalmente. Noi nu mai avem sentiment. Noi nu avem nici simțul istoriei naționale, nici simțul limbii. Am vorbit rusești, acum vorbim ham, dracu știi și ok, super, care super în mătă? În mătă, că la noi foarte, este cuvântul foarte frumos, care super. Am văzut o babă bătrână, nu, și super, și ea super. Și ne-a rătășit. Și ne-a rătășit atât de tare, mă încep să mă gândesc, dar ne-a rătășit, dacă și baba asta bătrână, ea ca vecina mea, ea tot e super. Să ne gândim la extra, care e extra? Voi vedeți ce și am ajuns noi, că am ajuns de nimic în lume. Ei, dar nu îndreptăm lumea. Nu îndreptă lumea și cred în generația tânără, chiar și în poieții tineri, că ei sunt frumoși. Ei nu și-au pierdut asta, vremea i-a rătăcit, dar își vor reveni. Pentru că nu se poate, la un moment dat sau altul, vor înțelege că fără casa de acasă, fără limbă, fără istorie, în lume sunt nimic. Cum erau toamnele în copilărie dumneavoastră, aici la Bazăram? Copilăria mea a fost sfântă și icoană. Pentru că noi n-am avut, eu m-am dus în clasa 1, în anul foametei, în 47. Foametea, spunem că a fost anul ăsta secetă, n-a fost secetă. Atunci a fost secetă, atunci n-avem ce mânca, nimic. Copilăria mea a fost grea. Noi ne-am câștigat, ne-a scăpat Nistru printre altele, pentru că Nistru mai era o scoică, mai era un pește, mai... Ei, dar iată ne așteaptă.
toamnele, cum erau toamnele în Moldova? Cum erau toamnele pe timpul acela? Toamnele în Moldova au fost și eu mai cred că vor fi bune. Am un cântec cu Mihai de Dolgan, Mihai Doldan îl cântă, dar îl interpretea, l-au scris frații Bivol, Anatol Bivol. Toamnele au fost anotimpul cel mai bun, cel mai frumos, cel mai pentru mine este anotimpul nașterii mele și totdeauna anotimpul nașterii este cel mai bun. Cum vă simțiți la acești 23 de ani, da? Da, mă simt chiar mai tânăr, parcă în anii copilării. Dar cum vă simt? Încă un pic, maestru, vă rog. Încă un piculeț, vă rog. Încă un minut, două, maxim, vă rog de mult. Deja m-am prost, cine știe crosul de vinimă? Mă cheamă... Un minut așteaptă, doamna Alexandrina, un minut și vă rog mult. Hai. Micro Sorocean, vă rugăm. Păi nu, dacă acolo mă aștept școala. Nu, școala la 3 vă așteaptă, că ei s-au dus prin față. E 2, vă rog mult, vin cu un piculeț. Ei, băieți, băi, măi. Așa cum se varsă râul Tunistru, așa și doamna Alexandrina a venit la dumneavoastră. Cum a fost această întâlnire? Cum a fost acele primele întâlniri la ei? N-a fost nimic deosebit, a fost o întâlnire de dragoste, de dragoste normală. Studenți eram și n-aș da eu să mă întorc înapoi. A fost o iubire, eu... Rămâneam țăran, în fond am fost toată viața țăran și am rămas țăran. Alexandrina purta atunci o gâță foarte frumoasă. Era singura studentă de la universitate care avea o gâță până aproape la călcâi. Și mie mi-a plăcut lucrul ăsta. Pe urmă am aflat că Alexandrina iubește poezia foarte mult și chiar noi, printre altele, atunci generația și ne făceam cadouri, daruri. Eu primul cadou care l-am făcut soția, nu era soție, a fost 4 volume de Lermontov. Așa, noi iubeam într-adevăr poezia, pentru că poezia sfântă, noi îl iubeam pe Eminescu, îl descopeream, eu la școală nu l-am învățat pe Eminescu, a fost interzis. Iată, ăștia cresc cu Eminescu, cu Șivrei, alături, cu Blagă, cu Alexandru. Eu la școală nu l-am învățat pe Eminescu, nici n-am auzit de Blagă, n-am auzit de Coșbuc, n-am auzit, pentru că a fost regimul stalinist. Dar eu cred că pentru mine Eminescu este mai scump decât pentru toți ei împreună, pentru că eu l-am citit pe ascuns. Eu l-am citit pe ascuns și mă mândresc cu asta, că și astăzi îl cunosc, am toate operele lui Eminescu, toate volumele, toate edițiile aproape. Ei, sunt... Cum vedeți viitorul Basarabiei, viitorul Mărgioare? Unde merge Basarabia? Basarabia nu va ajunge nicăieri. Noi suntem sfâșiați de găgăuși și de ruși de dincolo. Unire, dacă nu se va întâmpla Marea Unire, mare, cea mai mare, asta va fi mai mare decât celelalte toate, dacă nu se va întâmpla. Dă-mi teamă, să spun că am în sufletul meu o teamă, că nu se va întâmpla, pentru că conducerea noastră de azi este rătăcită. Conducerea noastră de azi este aceeași conducere rusofonă. Europa nu este deloc mai bună decât Uniunea Sovietică. Uniunea Europeană se face după metodele Uniunii Sovietice. Vin și ne învață de la Strasburg ce să facem noi, ce să mănăm, cum să mănăm, de unde scosim grâul, cum să creștem oile. Este o tâmpenie a statelor mari. Și dacă nu vom face înapoi unirea, ca să fim o mărgioară, să fim o țară, să fim o istorie. Multe lacrimi au curs la oameni, așa cum la apă Nisului, când a fost accidentul cel cumplit, când toată țara s-a rugat pentru dumneavoastră. S-a mai făcut lumina asupra lui? S-a mai descoperit ceva sau...? Nici eu nici nu știu și nici nu mai vreau pentru că... Nici nu vreau pentru că țara asta nu există. Că dacă exista, era o Gruzie sau altcineva, era de mult știut ce ne s-a făcut, pentru că eu îl știu, de fapt. Dar iată că ei nu... Ei se fac că nu știu. Mulțumim, maestru, mulțumim mult!